Mariana, te întreabă aici care este regimul alimentar al unui tenor și cât de important este sportul pentru cântăreții profesioniști. Ok, deci cu sport am lămurit-o deja. Adică, da. Dar există această preconcepție pe care nu am înțeles-o și foarte multă lume o are. Când spui că ești cântăreț și după aia începi să spui că ești ori soprană, ori tenor, toată lumea îți imaginează ceva că trebuie să fii de 500 de kg. Adică tenorul trebuie să fie Pavarotti, știi? Adică dacă n-ai 500 de chile, nu ești tenor. Sau soprane, la fel, trebuie să ai. Și unele persoane chiar cred și asociază kilogramele și greutatea cu faptul că totuși ai mai multă putere și mai mult volum și ești mai plin de voce. Nu? Nu pot să spun chestia asta, pentru că vocea vine de la, efectiv, de la organul nostru de cânt, adică corzi de vocale. Faptul că tu ai 500 de kg sau ai 50 de kilograme, dacă ai voce, ai talentul respectiv, ai datele native acolo și bine lucrate, kilogramele nu au legătură. Cu ce ar putea să aibă legătură este, bineînțeles, dacă ești la, nu știu, ai cu adevărat o serie de spectacole, seară de seară, zi de zi, ai de cântat constant și tu atunci te-ai trezit să faci un regim de slăbit, o cură de slăbire. Normal că întregul tău nivel de energie și tot vibe-ul tău general este foarte low și scăzut și atunci normal că probabil și prestația ta artistică este nu la un nivel de top. Dar asta pentru că te-ai hotărât să slăbești sau să ții o cură de slăbire sau să nu te alimentezi corect într-o perioadă în care tu ar trebui doar să ai o viață normală, nici cu excese, nici cu a nu mânca nimic. Dar îți spun, toată lumea când aude tenor și soprane, ha, deci trebuie să fie o chestie mare, așa. Au, nu. Nu. Da. Bun.